Salut! De data aceasta te voi învăța cum să rezolvi cubul 2x2 în cea mai simplă metodă din punctul meu de vedere. Dar dacă deja știi să rezolvi cubul 3x3, îți va fi mult mai ușor. Dacă nu, îți las o sugestie aici sus la cea mai simplă rezolvare a cubului 3x3. Și voi folosi doar un algoritm, același care l-am folosit la colțuri, la cubul 3x3. Pif paf! Îți garantez că la sfârșitul acestui video vei ști cum să rezolvi cubul 2x2. La prima vedere, cubul 2x2 pare mult mai simplu. Așa și este. Luând în considerație că cubul 3x3 are mai mult de 43 de trilioane de combinații, micul 2x2 ajunge la 3.600.000 și ceva. Totuși, nu importă cât de tare vei încurca acest cub, un computer îl va rezolva în mai puțin de 11 mișcări. Bine, hai să trecem la tutorialul de azi. Cum ți-am spus, voi folosi doar un algoritm care îl numesc PIFPAF. De fapt, hai să-ți arăt ce este PIFPAF și ce se întâmplă după aplicarea lui. După aplicarea PIFPAF-ului, colțul se răsucește și vine cu altă culoare în față. De exemplu, acum îl avem cu alb în jos, după două PIFPAF-uri va veni cu oranj în jos. După 4 pif-pafuri, va veni cu verde în jos. Și după 6 pif-pafuri, colțul revine în poziția inițială. Hai să încercăm. Sus, stânga, jos, dreapta. Sus, stânga, jos, dreapta. Așa, am făcut 2 pif-pafuri și vedem că alb deja se uită la noi, oranj e jos. După alte 2 pif-pafuri, verde va veni jos. Sus, stânga, jos, dreapta, 1, sus, stânga, jos, dreapta, 2. Verde deja este jos, oranj se uită la noi, alb în dreapta. După alte două pif-pafuri, adică după 6 în total, colțul vine în poziția inițială. Sus, stânga, jos, dreapta, sus, stânga, jos, dreapta, așa. Și acesta a fost pif-paf în partea dreaptă, adică drept. De asemenea, se face în partea stângă. Dacă faci 6 pif-pafuri în partea stângă, cubul va reveni în poziția inițială. Hai să vedem. Sus, dreapta, jos, stânga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fel, doar că în oglindire. Aici a fost pe dreapta și aici pe stânga. Deci, după ce ai învățat cum se face pif-paf în partea dreaptă și în partea stângă, hai să-l încurcăm. Perfect. În primul rând, vei strânge culoarea albă. Găsește un colț care conține culoarea albă, de exemplu acesta. După ce l-ai găsit, îl poziționezi cu albul în jos, în partea stângă, aici. Așa, după ce l-ai aici, în stânga jos, găsește un colț care de asemenea conține culoarea albă și culoarea care o ai în față, albastru, în cazul meu. Rotim sus, vedem că aici nu este. Sus nu este, ne uităm jos. Vedem că este aici în spate. Îl ridicăm sus, așa, fără a mișca colțul de aici, fără a schimba. Și acum aducem aici sus, în dreapta, sus. Poziționându-l aici sus, în dreapta, facem pif-paf. Sus, stânga, jos, dreapta. Sus, stânga, jos, dreapta. Sus, stânga, jos, dreapta. Și când culorile se aliniază în față, de asemenea jos, alb se aliniază cu alb. Rotești cubul în stânga și la fel faci cu următorul colț. Aici ne trebuiește alb cu roșu. Uităm, este aici sus. Îl aducem în poziția care ne trebuiește și facem pe fav. Sus, stânga, jos, dreapta. Nu este bine.
Mai facem o dată. Sus, stânga, jos, dreapta. Încă o dată. Sus, stânga, jos, dreapta. Încă o dată. Sus, stânga, jos, dreapta. Sus, stânga, jos, dreapta. Și după ce vezi roșu în față, de sub, alb va veni bine. Super, trecem la ultimul colț, alb, care facem la fel. Îl găsim, îl aducem în sus și facem pif-paf. Sus, stânga, jos, dreapta, sus, stânga, jos, dreapta, sus, stânga, jos, dreapta, sus, stânga, jos, dreapta, sus, stânga, jos, dreapta. Perfect. Verde cu verde, oranj cu oranj, albastru cu albastru, roșu cu roșu. Jumătate de cub este rezolvată. Așa, următorul pas este să găsim două colțuri poziționate corect pe partea de sus. Ce înseamnă când este poziționat corect? Fix ca la cubul 3x3, dacă jos avem albastru și roșu, aici va trebui să fie albastru și roșu, chiar dacă culorile sunt încurcate. Aducem albastru cu roșu aici. Și-l vedem. Acest colț este poziționat corect. Doar că trebuie schimbat cu galben în sus. Îl lăsăm în poziția lui corectă și ne uităm dacă avem încă unul. La fel poziționat corect. Ăsta nu conține albastru cu oranj, nu este bine poziționat. În partea dreaptă tot nu este bine. Și acesta, oranj cu verde, da. Oranj cu verde jos. Înseamnă că este poziționat corect. Așa, avem două colțuri poziționate corect, dar sunt pe diagonal. Aici sunt două situații care pot să apară. Sau sunt două colțuri pe diagonal poziționate corect, sau sunt două colțuri alături, unul lângă altul. Vom face iarăși același algoritm, pif-paf, dar atrage atenția la unele situații. Pune un colț care este poziționat corect aici în stânga și altul aici. Și vei face 3 pif-pafuri cu mâna dreaptă. Sus, stânga, jos, dreapta, 1, sus, stânga, jos, dreapta, 2, sus, stânga, jos, dreapta. 3. Acum, rotești cubul odată spre stânga, în felul următor. Și facem iar 3 pif-pafuri, doar că cu mâna stângă. Dacă nu, repezi după mine. Sus, dreapta, jos, stânga. 1. Sus, dreapta, jos, stânga. 2. Sus, dreapta, jos, stânga, 3. Acum am ajuns la a doua situație, când vom avea două poziționate corect, dar sunt vecine, sunt una lângă alta. Și le căutăm. Aici, de exemplu, albastru cu oranj, punem deasupra lui tot albastru cu oranj și ne uităm. Albastru cu verde, nu. Și aici, verde cu oranj, da. Le avem aici. Două poziționate corect care se află una lângă alta. Și două poziționate greșit care le lăsăm în partea dreaptă. Încă o dată. Poziționate corect în partea stângă, poziționate greșit în partea dreaptă. Și facem exact la fel. 3 pif-pafuri cu partea dreaptă și 3 cu stânga. Sus, stânga, jos, dreapta. 1. Sus, stânga, jos, dreapta, 2, sus, stânga, jos, dreapta, 3. Nu uita, întorci cubul o dată spre stânga și faci pif-paf, 3 pif-pafuri cu stânga. Sus, dreapta, jos, stânga. Sus, dreapta, jos, stânga. Și ultimul, sus, dreapta, jos, stânga. Acum toate colțurile sunt poziționate corect. Deci, aici avem jos albastru cu roșu. Aducem albastru cu roșu aici. Așa. Și chiar vedem că două sunt poziționate ideal.
adică cu galben în sus. Putea să fie toate patru poziționate corect, adică în locul potrivit, dar cu culorile răsucite. Noi avem două poziționate bine și două culorile răsucite. Așa, ultimul pas, să aducem colțurile cu culoarea galben în sus. Cum faci asta? Întoarcem galben în jos și alb în sus. Depistează ăsta care stă perfect. Dacă ai un colț bine pus, îl lăși în stânga. Facem pif-paf pe dreapta ca să răsucim colțul acesta din dreapta. Sus, stânga, jos, dreapta. Sus, stânga, jos, dreapta. Și când vezi că albastru vine lângă albastru, atunci și galbena vine bine. Fără a mișca cubul în stânga sau în dreapta, aducem alt colț aici. Hop! Așa. Și facem la fel. Sus, stânga, jos, dreapta, sus. Stânga, jos, dreapta. Sus, stânga, jos, dreapta. Sus, stânga, jos. Așa. Și cubul este rezolvat. Deci, cum ți-am spus, cu un singur algoritm poți rezolva cubul 2x2. Mulțumesc pentru vizionarea acestui tutorial. Eu tare sper că tu ai învățat să rezolvi cubul 2x2. Lasă-mi un da în comentarii dacă ți-a fost de folos. Și nu uita să te abonezi pentru a nu rata și alte tutoriale interesante, puzzle-uri și întrebări de logică. Așa promovăm împreună acest domeniu. Pe curând!